propus studenților un text altfel din engleză. Și a propus un text care se numește Mitologia. Da, știu, îmi place la și o să vedem și o să vedem ce iese din dialogurile noastre legate de acest text. Până acum remarcam acest registru de scriitură, acest comic, da? Această ironie, notație aproape caricaturală. Și să vedem pe texte. De ce spunem că e un alt fel de text? De ce e un Eminescu diferit? Observăm și dimensiunea epică, da? Hai să vedem de ce este un alt Eminescu aici. Pentru că introduce cititorul în universul creației prin un registru comic. Așa. Și noi nu suntem obișnuiți cu asta. Noi nu suntem obișnuiți cu asta. Așa. Da. Da, mi-a sper că nu mai comic un poezie asta. Este o notă pe care nu, dar când se analizează textele lui Eminescu, categoria asta a comicului nu prea e. Nu, nu este fără îndoială. Adică nu, discutăm despre, da. Eu știu că, fiind de vârsta lor, când am citit acel poem, ceva mi s-a părut foarte, foarte îndrăzneț și foarte modern. Da, să-i lăsăm pe ei, să spună că e imposibil să nu fie observat. Să vedem ce mi s-a părut mie. Așa. Cum facem? Spuneți, ce mi s-a părut vouă interesant? Poate săriți deja la concluzii, nu facem analiza pe text așa detaliată. Poate nu vă lăsa de-o deranjează pe mine, tot timpul. Întrebarea pe care o lansasem era aceasta. De ce este un Eminescu diferit aici? Pentru că nu aș vrea să răspund încă. Simbolurile romantice, temele romantice par să date în vârstă. De exemplu, în versul lui au cloșcă rotundă și grasă. Romantice n-ar fi fost niciodată în acest mie, de ce am ales acest text? Tocmai pentru dimensiunea lui parodică. Pentru că mi se pare că Eminescu aici face autoparodie. Tot ceea ce a constituit, să spunem, creația serioasă industrială, marile teme, marile atitudini lirice, registrele de scriitură, discursul ornamental. Aici coboară, dacă vreți, într-un derizoriu care demonstrează, de fapt, toate clișeile romantismului. De data aceasta, clișee, nu? Și poate cel mai bine am putea începe, dacă vreți, analiza poemului cu finalul, în care avem acea imagine memorabilă, nu? A astrului tutelar, a lunii, redusă de data aceasta la ce? Luna, o cloșcă rotundă și grasă. Păi, gândiți-vă ce însemna luna pentru romantici, nu? Aveam întreaga deschidere a spațiului oferită de astru selenar. Aveam acea nobilare a ființei, reverie, onirism, tot ceea ce ține de romantism. Ei, cu o comparație de felul acesta, picând, dacă vreți, în epoca lui Topărceanu, nu? Exact. Bun. Acum, dacă am stabilit că textul acesta este o autoparodie, evident că implicațiile sunt ample. Demonstrăm odată, în plus, că Eminescu nu e doar un poet romantic. Sau nu e un poet care se lasă, dacă vreți, subjugat de o formulă poetică. Este și un poet care cugetă la mecanismele creației, care e conștient că e îmbibat, dacă vreți, de strategii de scriitură specifice romantismului. Și atunci, să vedem ce imagine asupra retoricii romantice, nu asupra propriei sale poezii, și aproape că am riscat foarte mult spunând că mitologicale este o artă poetică, nu? Noi știm că Eminescu nu are foarte multe arte poetice. Dar iată că de la un numai poetul, nu? De am, dacă vreți, un crez specific romantismului, ajung la un text de felul acesta, la mitologicale, în care Eminescu se detașează cu distanță critică tocmai de romantismul pe care l-a slujit, atât l-a slujit, îl slujește atât de bine.
Evident că s-ar putea registrul ăsta de interpretare să fie prea grav. Poate este doar un exercițiu literar, să fie doar un ludic, dacă vreți, asumat cu convențiile romantismului. Nu? Și atunci, mecanismul acesta autoparodic să fie, nu știu, foarte asumat, foarte, iertare pentru cuvântul inadecvat, textualist, dacă vreți, da? Bun. Dar parcă am sintetizat deja foarte mult din text. Aș vrea să ne apropiem de litera lui și să vedem cum vedeți voi textul. Ce este demitizat? Nu? Pentru că noi știm că procedeul prin care parodia funcționează este această demitizare. Nu mai înnobilăm, nu mai transfigurăm, ci dimpotrivă le coborâm, le degradăm. Zeul Muragami este cel care este demitizat. Este ca un fel de parodie. Și tocmai ca la antici, acesta capătă însușiri umane. Uraganul bătrân, mânând pe lungi umeri de nouri, barba lui frântură în vântul, canevura cea argintie. El deja capătă însușiri umane. Și astfel cred că se face un fel de parodie a acestuia. Așa. Haideți să mai vedem. Cum este portretizat acest zeu uraganul bătrân, acest personaj? Ce face el, în primul rând? Și de aici se iscă multe probleme. Se îmbată. Se îmbată, nu? Groaznic s-a îmbătat bătrânul, soarele zice. Și atunci ce avem? Avem un haos, dacă vreți, o lume scăpată de sub control, nu? Tocmai pentru că zeitatea s-a lăsat purtată de păcate omenești. Bun. Din nou, cum este descris acest uragan? Pentru că e un tablou al confruntării forțelor cosmice, dar într-un alt registru. Umeri de nouri. Da, adică? Este ca un mânând pe lungi umeri de nouri. Așa. Iese mânând pe lungi umeri de nouri caii. Da. Și carul ce în fuga lui tună. E aproape un tablou de luptă, nu? Așa. Barba lui flutură în vânturi ca negura cea argintie. Ne uităm puțin și cum sunt construite proporțiile, nu? Ce e? Ca o entitate uzurpatoare, poate să fie? Uzurpatoare, dezvoltați. Care este văzută, nu știu, sobră, mai ales cu barba și cu adjectivul acesta negru, argintiu. Da, eu imagine mai dură, un pic, dar nu am văzut potrivit. Da, când ați spus uzurpatoare, mă gândeam că prin această beție el riscă să clatine lumea. La un moment dat se spune, adică prin actul său, el ce face? Ai crede că lumea stă să-și iasă din vechile vecinice închieturi. De aia vorbeam de haos și de creație scăpată, de lume scăpată de sub control. Bun, e o beție cosmică, nu? Generată tocmai de această încălcare a regulilor, a firii, a mecanismelor normale. Bun. Cum să nu, dar nu înțeleg de ce întreb. Din politețe. La interpretarea critică nu trebuie să fie politicoasă. Voi să mă ridic în picioare și să dau pomul în masă? Dacă tu crezi că ajută, dar din politeți.
titlu mitologicale care duce cu, induce cu ideea la mitologie și cu tabloul inițial care are măsuri apoteotice a unor zei, mi-a adus aminte de mitologia nordică și mai ales cele din zonele scandinave și din zonele germanice, folclorul germanic și cel nordic. Există în acest folclor o sărbătoare care provine din poveștile cu Odin și Loki, care se numește Oscorei. Adică The Wild Hunt sau Vânătoarea Sălbatică, care avea loc la începutul iernii, când Odin împreună cu armata lui coborau din ceruri și într-o beție, cum a spus dumneavoastră, începeau să călătorească cu cai peste meleaguri, aducând o iarnă aspră, pentru ca primăvara să fie cât mai înfloritoare. Și cu cât toată lumea aștepta ca Odin să coboare pe pământ împreună cu acoliții lui și aștepta o iarnă cât mai aspră, întocmai ca primăvara și vara să aducă cât mai multe grâne. Dar, bine, asta este tabloul inițial, dar undeva în primele versuri, primele 10, citesc Hohota dânc, bătrânul când vede că munții își clatin, deja se induce ideea de beție prin Hohot. Adică, inițial se creează ideea unui zeu care coboară pe pământ ca să creeze haos, dar când adăugăm cuvântul Hohot, ne duce cu ideea la nebunie, o nebunie bețivă. Asemenea unui om care a ieșit din bar și a aflat că a câștigat totul, trebuie să fac comparație. Iar termenii care țin de sfera apoteoticului cu termenii care țin de sfera bețivanilor se combină inițial subtil până când ajunge primul dialog. Când soarele spune groaznic s-a îmbătat bătrân, nu-i minune, a băut jumătate de Oceanul Pacific. Da. Aveți voi ceva de completat, de comentat? Că eu acum încerc să procesez și să văd, plecând de la ce a spus Tudor, încotro mergem. Știți că părătăcim și noi pe călările interpretării. Avem și noi în mitologia noastră, religioasă, pe Sfântul Ilie, ridicat pe noi așa, într-o mâncare. Și sărbătoarea coincide, de fapt, cu călătorirea toamnei. Ei se spune în popor, el e călător. Dacă ar fi și aici un element așa de timp, prin prisma acestui iaș, da, și de zalt, se fulgere, trebuie la asta te aștepți. Sfântul Ilie. Da. Am putea să mergem cu cele două perspective. Da, eu nu știu dacă Hohotul este neapărat un simbol al beției sau al dereglării. Un Hohot poate să fie și foarte satiric, o bătaie de joc. Adică voi așteptați grânele și nu știu ce, da. Să vedeți voi ce ar putea să vină în locul binelui pe care l-a așteptat. Sunt multe nuanțe. Sunt multe nuanțe, într-adevăr. Mă gândeam, nu revenind la ideea asta, creator, creație, mă gândeam că e poate și un text despre responsabilitatea creatorului, dacă vreți. Pentru că acest act de beție, ce face? Zdruncină lumea, nu? Și merge pe versuri, spune la un moment dat, Hohotat bătrânul, când vede că munții își clatin și își prăvălesc căciulile de stânci, când vor să-l salute. Nu sunt mișcări tectonice în cele din urmă. Nu e separare între creator și creație. Tot ceea ce face, el nebunește, nu? Alterează și zdruncină și modifică o lume. Palteni înalți și bătrâni, mare albastră murmură contra orgiei. Bun.
Mai departe, ce ați mai remarcat voi în acest text? Această umanizare a zeității, nu? Care e supusă acelorași păcate. Nu știu de ce tot în mine obsedant Toporceanu. Știți, plecând de la ce spuneam de la Viris, mă gândesc la minunile Sfântului Sisoie, nu? Un roman foarte frumos, o parodie, că de aia și știu, o parodie a reprezentărilor asupra Raiului, nu? Am citit acest roman, Minunile Sfântului Sisoie. E unul dintre textele de un comic de calitate, pentru că ce se întâmplă? Suntem în Rai, dar în Rai e o plictiseală cruntă. E așa o plictiseală că cei ajunși în Rai vor să sară zidul Raiului și să fugă, dar îi prind arhanghelii și îi trag înapoi în Rai. E așa o plictiseală încât vine credincioșii și se apucă de cultivat urzici. Dar nu sunt lăsați, că trebuie să mediteze și să se roage în Rai. De ce mă duce cu gândul la textul lui Toporceanu? Pentru că avem aceeași umanizare a sacrului. Sacrul și în textul acesta și în textul lui Toporceanu nu înseamnă rupere de realitate, ci dimpotrivă păstrarea acelorași defecte, acelorași trăsături omenești și lumea de dincolo în această sferă. Aici vedem, bătrânul e cuprins de patima beției. Avem ulterior și o descriere, dacă vreți, din nou degradând obiectul. Nu o vedea cum adoarme sfărăind în pat. Deci, e, dacă vreți, mecanismul opus modului în care funcționează romantismul. Romantismul înnobilează, ridică, transfigurează. În textul acesta, Evinescu face invers, degradează obiectul, îl coboară. Nu îl plasează pe, să spunem, un piedestal, ci dimpotrivă îi cultivă umanitatea. Da? Și vom vedea că e și la nivelul reprezentării asupra personajelor, dar și la nivelul registrului. Bun. Ce ați mai remarcat voi? Ca să nu v-am spus să nu monopolizez, dacă e atelier, v-am spus și de dimineață, țin mult să vă aud pe voi. Da, eu mă gândeam și... la ceva. Da. Bun, mai iartă-mă. Cum să nu chiar vă rog? Nu fac parte dintre ei, nu între noi suntem de mulți ani, dar e interesant, adică e incitant cum ții tu această convorbire cu ei. Și eu nu pot să intru cumva în viața voastră. Și mă gândeam că totuși, iată, Eminescu are această dedublare sau dedublarea realității în care trăiește sau chiar a concepției lui sau a persoanei lui. Pentru că la el intervin de multe ori, intervine paralelismul ăsta între bine și rău, între sfânt și demon. Adică mă gândeam acum, fără să vreau, și la Venera și Madonna, știi? Unde există. El are tot timpul această contrapondere. Și e antiteza romanticilor. Și vreau să spun, eu nu am citit povestea aceea care m-a tentat a lui Toporceanu. Dar ce am reținut eu ca interesant este că ăștia pe care îi prindea și îi întorcea acolo în binele ăla care, unde mureai de plictiseală, vreau să-ți spun că tu ai spus că ei culegeau urzici. Se apucau să culegeau. Adică simțeau nevoia de ceva care să-i usture, care să-i doară. Da. Ca să nu lenevească prea tare, știi, în binele acela, în acel dolce farniente care e insuportat. Pentru că spune Toporceanu acolo, albina anunțeată și trandafirul exact. Mare schimb. Deci e o lume... Și aici e o idee foarte înțeleaptă și foarte profundă. Că noi nu putem să simțim bucuria dacă nu trecem prin durere. Este exclus. Așa că ar fi bine să începem să iubim și durerea, ne face mult bine. Da. Iată-mă. Nici o problemă, chiar acest... vă rog să interveniți de câte ori simțiți că am luat-o pe... Nu, băi, nu că ai luat-o pe arătură, că mi-ai dat capă la moară. Și
iată cum punem în dialog două expresii atât de expresive, da. Nu au l-operă de talătură și da, exact. Oară, păi da. Nu, astea sunt foarte suculente, nu pot lipsi din limba română. Da. Cum este descris bătrânul Bețiva? Mai departe. Niciun caz, cum îl găsim descris în prima parte a poeziei, nu regăsim aceleași registre stilistice și în ultima parte a poeziei. E ca și cum ar fi un totul alt personaj. Dacă la început apare ca un uragan bătrân, la sfârșit, ca un uragan, cine îmi spune poetul bătrân, la sfârșit spune că este somnoros, că se scatnă în cap, nu mai încămeșoare și descurc. Să ne imaginăm tot un om. Un om și nu o zeitate. Da, pentru că la început, într-adevăr, încă e maestuos, e un creator capricios, beat, dar își stăpânește o lume. După aceea, treptat, sfera, dacă vreți, se îngustează și devine chiar un simplu aproape om, bătrân, ajuns acasă și descălțat în cele din urmă pentru a se putea culca. Bun, altceva. Participarea naturii. Nu știu dacă este întâmplătoare aici. Haideți să vedem. Munți, brazi, toate altele, da? Așa. Și mă gândesc la elementele naturale din cadrul munții. Da, brazi, bădinași, eu am avut montaj. Da, și da, un bacus acesta prezent aici în cadrul munții. Numai mare albastră. Mare albastră, albastrul acesta care se împotrivește. Ce cam spun. O fi o luptă între masculin și feminin, zic și eu, nu știu. Că numai marea se împotrivește universul. Numai mare albastră murmură în contra orgiei care bătrânul rege o face. Și înainte de numai mare albastră, ce era? Era exact această nume. Codrii bătrâni râd și ei din adânc și buind îl salută, palte înalt și bătrânii stejar și brazii cei vecinici. Că pare așa o conspirație masculină, știți? Da. Nu, mergem puțin cam departe, zic eu, totuși de ce ne permite Eminescu. Bun. Aș vrea să vedem din nou cum se construiește acest tablou, acest portret degradat, dacă vreți, al bătrânului. Pentru că e o degradare. Nu spuneam că la început încă e stăpânul acestei lumi. Un stăpân capricios, spuneam, în putoane, dar încă are monumentalitate. Chiar dacă una șubrezită de băutură. După aceea, în schimb, pare un simplu bătrân. Am sentimentul că v-am dus pe un teren care nu vă e, care nu vă e familiar. Nu? Adică câtă vreme v-au dat un Eminescu pe care îl știați, nu? V-a fost mai ușor la analiză. Pentru că dimineața ați fost mai vorbăreț și nu cred că este acum numai efectul prânzului și al orelor. Dar am impresia că aveți pe ce să vă construiți interpretarea. Aici v-am dus și v-am aruncat. Eu sunt nu prea înțeleg. Așa. Chiar nu prea înțeleg, nu-mi place. Nu vă place. Să știți că mi-am asumat riscul acesta. Ce anume? Ușor a zice, nu ne place. E ușor a zice, nu ne place. Acum demonstrează de ce nu-ți place. Nu prea înțeleg. Deci nu e cel pe care îl cunosc, cum a spus și dumneavoastră. Că eu am iubit-o pe profesoara mea de literatură care mi-a spus, poate să nu vă placă acest poet, dar vă rog să-mi spuneți de ce nu vă place. Și de-abia atunci discursul devine, cum vă spuneam și dimineață,
un discurs profesionist de specialist. Și vă rog să nu vă supărați că am înțeles, n-am spus că nu, nu, dragă, ai, dragă, dar chiar nu mă cunoști, dacă îți imaginați vorba bine, haideți să vedem. Dar nu-ți place să ai surprize, să te aștepți la altceva și dintr-o dată să rămâi șocat că vine altă lumină, altă culoare, altă. Știți că teoriile spun că plăcerea estetică, de fapt, este o neplăcere, nu? De abia când ceva îmi zdruncină orizontul meu cunoscut și toate așteptările, înseamnă că de-abia atunci am trăit o emoție estetică. Că dacă textul, și vorbim despre receptarea artei în general, vine și îmi oferă ce știu deja, înseamnă că nu a lucrat în mine, că nu s-a produs plăcerea estetică. Plăcerea estetică trebuie să mă zdruncine, trebuie să mă scoată din cunoscut, să mă plaseze în nefamiliar, în straniu, să zicem, poate straniu prea mult, nu? Bun. Să mă contrarieze, nu? Să mă contrarieze, da. Este un citat, îmi scapă. Da, o să mi-l amintesc. Nu să spun. Foarte scurt, poate două propoziții. O să râdeți de mine. Când am început să citesc Procesul lui Kafka, am citit până la 50 de pagini și mi s-a părut atât de plicticos, insuportabil, nu s-a întâmplat nimic acolo și am lăsat-o. Și cred că am reluat-o de vreo 3 ori și am zis, nu se poate, omul ăsta trebuie să spună ceva, tocmai pentru că nu spune nimic din mine. Și cu mare greutate, adică impunându-mi, l-am citit până la capăt și am încremenit, nu? Că eu cu Procesul l-am descoperit pe marele Kafka, care pentru mine acum este enorm de sus, cum e pentru toată lumea. Același lucru l-am pățit cu Ulisse de Joyce. Adică la început era imposibil. Trebuia să trec bariera de 50 de pagini și dintr-o dată să văd, știi? Adică e foarte interesant. Și în iubire e la fel. Sunteți bine și știți, se întâmplă să întâlnești un băiat sau o fată care să te respingă pur și simplu la început și încet, 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 încet să ajungi să crezi că este, cum să zic, iubirea vieții tale, că ți-e predestinată, adică e o nebunie totală. E foarte interesant lucrul ăsta. La cărți și eu pățesc asta. Mi se pare că efectiv sunt proastă și nu înțeleg. Dar reiau și la un da, moment... Și la e foarte interesant. Da, e teribil. În momentul în care simți, adică prinzi firul și mergi pe el. Da. Și vezi că te duce exact unde... Da. Gata, iertați-mă. Eu mă gândeam la ce se spunea. Și mă gândeam la următoarea chestiune, apropo de rolul lecturii, nu? Cât de mult ne ajută un text, chiar și prin faptul că îl resping, textul acela spune ceva despre mine, de ce l-am respins, nu? Și aproape e mai intrigant să-mi explic de ce l-am respins decât de ce mi-a plăcut, nu? Bun, revenim la bătrânul nostru, care a ajuns și el acasă, și rău s-a înglodat bătrânul. Ce aș vrea să vedeți? Să vedeți aceste mici notații umoristice, nu? Acest caricatural, acest anecdotic, nu facil, pentru că, vedeți, am putea spune că e un text minor, dar când ai la un moment dat un vers de felul acesta, regele întinde bătrânelei memble și hoăiește, eu mă gândesc la Memento Mori, nu? Și la ce? Trupul mort și întinde membri, timpul mort și întinde membri și devine veșnicie. Nu? E aproape un joc, un dialog între texte, nu? E un text care cere o lectură intertextuală, dar dacă vreți, am teme reconvertite în acest text, într-un alt registru. E ca și cum Eminescu și-ar spune, nu mai vreau să fiu serios și să cultiv acest romantism de înalt, high romanticism, cum spune la un moment dat Virgil Nemoianu,
și să mă joc puțin cu aceste clișee, cu aceste imagini, cu reprezentările pe care eu însumi le-am construit în textele mele. Nu? Deci, hai să mă relaxez, am zice, să văd cât mă pot juca cu figurile, cu reprezentările, nu? Deci, iată un alt tip de Eminescu în acest text. Bun. Ce ați mai văzut voi? Că, parcă, față de dimineață, eu văd cam multe pe aici. Din nou, ora. E semnificativ, oare, faptul că vorbim acesta foarte cu joc, lasă ciubotele, negreopiere, timir, toate elementele acestea. Nu știu. Haideți să vedem ce spun. Chimir, cojoc, sunt elemente ale vestimentației românești. Așa e. Deci ce avem? Avem o autohtonizare a personajului. Și să știți că eu m-am mai gândit la ceva când am ales acest text. M-am mai gândit și o să vă mir. M-am gândit la țiganiada lui Budai de Reana. Un text mi se pare fabulos în literatura română. Un text aproape postmodern. Un text din nou puțin valorificat. Din nou, de ce m-am gândit? Pentru că și textul acela e scris în registre diferite. Am un registru înalt al eroicului, nu? Am și registrul acesta burlesc al romilor, al țiganilor care merg în luptă numai pentru că sunt în față carele de mâncare, nu? Ăsta e deasupra. Dar am și subteranele textului, acel dialog al comentatorilor, acele voci critice, acele, dacă vreți, școli de critică, de la școala filologică la cea istorică, nu? Pentru că fiecare comentator de acolo vine cu o perspectivă asupra textului de sus. Și atunci am o simplă pagină și am, dacă vreți, cel puțin 3-4 etaje. De aceea mi se pare interesant și textul acesta. Pentru că nu e un text univoc. Este un text plurivoc, un text care se construiește pe registre. Un text care, dacă vreți, trimite spre foarte multe compartimente ale operei Eminescine. Dar nu în maniera în care o făcea dimineață Călin File din poveste, nu? Este un text care conservă teme, conservă personaje, cu ghilimele, dar le schimbă registrul, le schimbă expresia. Nu? Și atunci e ca și cum Eminescu ar pune în pagină, dacă vreți, varietatea modului în care se poate trata un subiect poetic. E un fel de exercițiu, dacă vreți. Inclusiv Caragiale, nu? Scrie o poezie, are și el texte poetice, foarte umoristice, vă dați seama, nu vorbim de poezie de calitate la Caragiale, dar are un text care se numește Pastel, pesimist, pastel, optimist. Despre primăvară. Am primăvară și o tratez. Într-o cheie optimistă. Vai, ce frumos, că vine soarele, se încălzește. Și într-o cheie pesimistă. A, că vine ploaie și putrezesc, nu mai știu, semințele și nu știu ce. Deci e conștient de această unicitate a temei, dar și de varietatea discursurilor posibile pe aceeași temă. Bun. Ce mai ziceți voi? Vreau să dau ceva la ceea ce ați spus dumneavoastră. Și anume faptul că ce mai bine putem să observăm jocurile de registre în prima parte, în dialogul de prima parte, din prima parte a poemului. Ne-am aștepta ca niște entități divine, cum ar fi soarele sau un zeu care poate să controleze vremea cu pământ, să aibă tonuri mândre, foarte formale, bine împlutit de metafore, dar aici există tonurile autohtone, probabil chiar puțin țărănești, iar probabil, în mintea lui Eminescu, unul din lucrurile pe care a vrut să le facă, din multe lucruri pe care a vrut să le facă cu poemul ăsta, a fost să-și provoace cititorul la un joc care probabil l-a numit hai să vedem ce faci cu convențiile tale literare. Aș putea să fac o paranteză aici și să îl amintesc pe Irvin Welsh și cu romanele lui, dar nu am să fac, pentru că după aia nu mai plecăm de aici. Dar ar trebui să aruncăm o privire mai atentă asupra dialogului, pentru că ne-ar putea oferi niște răspunsuri în legătură cu registrul pe care acest poem îl adoptă. Și mai ales că
odată ce începe dialogul, începe și schimbarea în om a acelui zeu și nu numai a unui om obișnuit, care duce o viață obișnuită, ci chiar a unui om bețiv, patologic bețiv. Da. O să întreb care semnele patologicului. De ce zici că e patologic? Suspendă discuția. Da, continuă, Tudor. Nu, vreau doar să mai spun așa, că am putea să începem să ne concentrăm pe dialog încet cu încet. Pe dialog, da. Eu am reținut din ce ai spus cu următoarea chestiune, rolul cititorului. Într-adevăr, un text de felul acesta avertizează cititorul că literatura lucrează cu convenții. Când spune poetul luna, o cloșcă rotundă și grasă, nu? Băi, toți cititorii eminescenți de poezie ce fac? Fac un pas în spate și spun, cum să spune Eminescu luna, o cloșcă rotundă și grasă? Că Eminescu spune, lună, tu, regina mării, stăpâna mării. Cum să spune Eminescu luna, o cloșcă rotundă și grasă? Cum să plonjez în acest banal, aproape oarecum să-l numesc, în acest banal, cu o imagine despre lume. Aduce și o ofensă. Cui? Bine, dacă am luat luna, regina nopții, atunci am personificare, afirmând o cloșcă rotundă și grasă, putea fi ofensă, să zic așa. O... Da. Părerea mea. Întotdeauna este părerea noastră să fie. Și așa și trebuie sau să fie. O imagine caricaturală, nu știu, de formă, nu... O imagine care degradează da, obiectul. Da, nu îl înnobilează. Aș vrea să vedeți foarte spațial lucrurile. Am luna, da? Aici. Când spun luna, tu, stăpâna mării, dintr-o dată am urcat, nu? Da. Am fost romantic. Când spun luna, o cloșcă grasă, ce-am făcut? Am coborât puțin, am degradat obiectul. Nu l-am înnobilat într-un mecanism specific retoricii romantice. Dar, revenind la rolul cititorului într-un astfel de text, un astfel de text cere un cititor informat, un cititor care face lectură dublă. Că eu, ca să înțeleg asta, trebuie să merg spre marile texte eminescene și să-mi dau seama că se joacă. Că dacă n-am citit nimic din Eminescu și citesc numai mitologicale, o să fiu foarte dezamăgită. Dar lectura unui astfel de text e, de fapt, o lectură a întregii creații eminesciene. Pentru că eu așa concluzionez că Eminescu se joacă, știindu-l cum este când este serios, în absența acestei lecturi duble pe care orice text parodic, de fapt, o cere. Nu se joacă, iartă-mă aici. Vă rog. Cred că râde de sine. Da. Autorul are de multe ori momente în care stă și se gândește, dar până unde ai să ajungi cu toate aceste lucruri ridicate în slăvi? Adică la un moment dat nu mai te crede nimeni, adică tu de-abia ești nebun, nu tu, poetul, știi? Și atunci vine brusc cu picioarele pe pământ și începe el, de fapt, să-și bată joc nu de poezia lui, să-și bată joc chiar de sine, că este, că plutește cu capul nostru. Știi, așa mă gândesc. Câteodată, fiindcă și mie mi se întâmplă. Destul de des. Da. Și cred că dacă tinerii nu sunt toți foarte îndrăgostiți de Eminescu, eu nu știu cum este pe la voi, dar pe la București elevii nu îl prea savurează pe Eminescu, tocmai pentru acest romantism exagerat. Dar vreau să spun că poate și el, care fără îndoială a fost un poet genial, că ne mai place, că nu ne mai place, că e depășit, că un poet care nu ne-a spus, e depășit niciodată, dar trebuie în orice caz interpretat cu alte unități de măsură.
Și vreau să spun că mie tocmai asta îmi place foarte tare, cearta poetului cu sine însuși, a artistului în general, știi? Că dacă noi am fi autosatisfăcuți de tot ceea ce spunem, cred că am încremenit în, să zicem, proiect aici, e chiar în exagerările noastre care ni se par divine, sublime la un moment dat și dintr-o dată ne trezim, știi? Iertați-mă, intervenția. Că mă gândeam că, de fapt, e destul de prezent mecanismul acesta la Eminescu. Este, da, tocmai. Ne gândim la cele trei variante ale poemului Andrei Mureșanu, nu? Avem varianta din 1868. O variantă, să-i zicem, patriotică, nu sunt tablouri dramatice, așa le numește el. Adică are și persoane, nu în loc de personaje, are și un decor pe care îl prezintă la începutul textului. Și acolo, de fapt, e un text foarte emblematic pentru prima perioadă a creației Eminescene. Și când spun perioadă, mă refer la acea periodizare pe care o face Ioana Impetrescu, da? Există studiul Ioanei Impetrescu, din volumul Eminescu, Poet tragic, zic eu, una dintre cele mai frumoase interpretări făcute pe Eminescu. Și acolo spune că prima vârstă, nu, este, să spunem, reprezentată de textele de început, este acest lirism aproape mesianic, nu? Un lirism al poetului profet care își poate imagina că modifică lumea. Și așa e prima variantă la Mureșanu. Unde un personaj, anul 1848, intră în dialog cu maleficul, nu invers, personajul Mureșanu intră în dialog cu maleficul anul 1848 și Mureșanu vorbește în numele cinții lui și mustește de patriotism. Avem a doua variantă a poemului, neterminată din 1872, unde avem deja toate contradicțiile specifice lirismului eminescian, un lirism, dacă vreți, subminat de o plasare în centrul creației a demonului. Lupta e de data aceasta între mine și Dumnezeu și între mine și mine însumi, da? Pentru că eu văd natura duală, eu văd micimea lumii și micimea proprie. Și atunci, același personaj, iată că devine un exponent al demonicului. Și am a treia variantă, cea din 1876, mult mai relaxată, mai feerică, apar personaje precum Ondina, precum Călugărul, precum Chipul, Delfinii. Deci devine așa un fel de spectacol feeric, nu? Iar imaginea de final este cu Mureșanu ce se îndepărtează într-o lume trasă de lebede și se ține de mână cu un chip. E iubirea, e poezia, e greu de spus. Dar iată cum, plecând de la aceeași idee, dacă vezi, de la același personaj, din nou, abordarea e atât de diferită. Avem un lirism aproape patriotic, e foarte inadecvat și mult prea puțin să spunem că textul acela este patriotic. Patriotic sunt alții. Sunt patriotic au alți poeți. Lirism patriotic au alți poeți, scuzați-mă. Dar toate aceste metamorfoze, nu la nivelul, în cele din urmă, la nivelul reprezentărilor asupra lumii, asupra propriei interiorități, traduc exact aceste căutări ale unei formule poetice, ale, să spunem, surprind aceste modificări a relației dintre mine și lume, sau a modului în care mă văd eu. Exact. Însă. Între mine și mine, da. Așa este. Da. Stabilind noi că aici Eminescu nu se joacă, ci dimpotrivă testează, nu? Rezistențele, rezistența clișeelor romantismului. Dar mă mir că n-ați reacționat când am spus clișeu romantic. Când am spus clișeu romantic. Pentru că, vedeți, în română, cuvântul clișeu e încărcat negativ. De ce spun clișeu romantic? Ce înseamnă că sunt clișeele romantismului? Pentru că nu degeaba este Eminescu ultimul mare poet romantic. El scrie acest text în 1873. Gândiți-vă că după romantism, ce urmează? Urmează simbolismul. În 1886
Morea scrie, la suplimentul revistei Figaro, scrie Manifestul simbolismului. Eminescu, e imposibil să ignore, dacă vreți, mișcarea poetică europeană. El scrie... Care se anunța deja. Care se anunța, că până la Manifest sunt toate mișcările acelea intestine ce premerg. Deci nu se poate ca Eminescu să nu fie conștient, de ce nu, de eșecul romantismului. Dar un eșec cumva previzibil, pentru că toată literatura se fundamentează pe aceste schimbări de paradigmă poetică. Că lăsăm clasicismul și intrăm în romantism, că abandonăm romantismul și intrăm în simbolism, și așa mai departe, expresionismul, avantgardă, neomodernism. E cumva în firea lucrurilor să lăsăm în spate un tip de registru liric, un tip de discurs poetic. Sau poate vreți să mă întrebați? Da. Căzusem pe gânduri acum, chestie care mă preocupă de mult. Tu crezi că Eminescu nu și-o fi dat seama în anii aceia că el, ca un mare, enorm romantic, vine prea târziu pentru luna cea mare și că a pierdut cursa definitiv? Nu știu. Pentru că eu, fiind germanistă și cunoscând romantismul german și citind Pölderlin și citind Novalis și fiind îndrăgostită de ei, mă gândesc, Dumnezeule, Eminescu, în romantismul german, dacă era în același timp cu ei, el putea să fie la mare concurență cu un Pölderlin și cu un Novalis, adică e cu nimic mai prejos ca romantic. Dar când vine Eminescu și cât de puțin vine Eminescu, a fost tradus îngrozitor de puțin și foarte târziu. Și foarte și nemții dau din numere când citesc Eminescu, dar de ce e el cel mai mare poet român, ce-i cu ăsta? Este ceva îngrozitor. Adică omul ăsta a avut, cum să zic, un ghinion infernal, inclusiv literatura noastră. Da. Știi? Că n-am știut să ne promovăm. Eu nu știu cum sună Eminescu în germană, dar în engleză sună dezamăgitor. Tu ai citit am văzut și în germană, nu știu cum sunt destul de proaste. Dar și nu, evident că nu e vina traducătorului, pentru că ce oferă substanță lirismului Eminescu este cuvântul. Și atunci când l-ai mutat într-o altă limbă, Eminescu nu mai e nici jumătate din ce este Eminescu în limba română. Oricât de bun este traducătorul. Adică chiar nu poți să explici străinilor care lucrează cu o traducere pe Eminescu de ce este Eminescu cel mai mare poet român. Dar vezi, nu numai limba este cu totul de altă structură. Structura interioară, anatomică și fiziologică, dacă vrei, fiziologia și anatomia limbii, dacă vrei, este total diferită de cea germană. Dar gândește-te că un neamț de astăzi, un traducător german impecabil de astăzi, nu mai poate să recepteze romantismul lui Eminescu, oricât de grozav ar cunoaște limba de astăzi. E terminat, adică nu se poate salva. E mare păcat, foarte mare păcat, într-adevăr. Eminescu cred că e cea mai mare victimă a literaturii române. Ce frumos ați spus. Îmi pare destul de bine gândit strategic această formulare a doamnei Iluca. Eu mă gândesc la Uriașul, cuvânt cheie de aici, Matei Călinescu în studiul său cele cinci vieți ale modernității și începe discursul pornind de la imaginea aceasta a piticilor pe umerii uriașilor. Și văd aici cele două ipostase, a uriașului și a piticului acesta, bătrânul care merge în degradare, să fie cumva imaginea romantismului românesc care își ia sebele, cum
cumva, de la acest uriaș, dar nu ajunge decât în cămeșoi, desculți și fără căciulă, neputincios. Nu știu, nu m-am gândit la asta. Problema mea este că, dincolo de Eminescu, eu nu prea pot să lipesc scriitori care să vină și să umple cuvântul romantismul românesc. Adică mă gândesc puțin la HD, dar puțin. La Polintineanu, da puțin. Ce mai umple acest cuvânt romantismul românesc în afară de Eminescu? Parcă mai degrabă aș merge pe sintagma lui Paul Cornea, preromantismul românesc. Adică tot ce ce e înainte de Eminescu, chiar la nivel de poezie, preromantism. Sau aș merge, că tot l-am invocat, nu pe Nemoianu, pe acest romantism de tip Biedermeier, zice el. Nu e romanticism, e romantismul, Eu când aud de Biedermeier, mă tremur. Nu de moarte, mă, cu tremur, ci de Biedermeier. Asta e bună de moto. Da. El spune că acest tip de romantism e un amestec de clasicism și romantism. Care nu, să spunem... Da, numai Eminescu era un romantic de tip înalt, un romantic în adevăratul sens al cuvântului. Tot ce mai avem pe acolo, Grigore Alexandrescu, sunt romantici alexandrii în unele părți. Sunt romantici de tip Biedermeier, așa mai, oarecum să-i pute cuvânt îmblânzit, așa. Îmblânzit. Este un cuvânt mai urât, dar o să mi-l amintesc. Mai casnic. Mai casnic, mai corcit. Mai corcit, da. Nu e pur sânge, cum este romantismul eminescian. Bun. Revenind la textul nostru. Eu cred că trebuie să fim atenți aici, nu la invocarea lumii. Așa. Ca o poștă rotundă și grasă. Și ar trebui să fim atenți la faptul că metamorfozarea zeului Raganului se face în momentul în care apare noaptea. Cred că aici trebuie să fim atenți. Pentru că știm ce înseamnă noaptea pentru Părintele Eminescu. Acolo se ne vine la Luceafă. Aici noaptea este totul, nu are nicio valoare. Este momentul în care zeul Raganului devine un om obișnuit. Deci e, dacă vreți, un alt clișeu, o altă metaforă, de ce nu grea romantismului, degradat. Exact. Noaptea ca spațiu lipsit de implicații, de semnificații. Și luna se încadrează aici. Este doar un element care nu obține... Ce mai avem? Aveam la Călina, care umple cupele cu vin mesenilor la masă, dacă o face când se lasă seara sau face în timpul zilei. Nu știu. Ce mai avem în acest text? Mă gândeam că maniera în care se conturează portretul acestui bătrân în cele din urmă mi se pare foarte, foarte asemănătoare cu portretul din Călin, al Craiului. Așa. Și în afară de asta, iarăși mi s-a părut interesant cum soarele, care scoate limba afară, ca să se împace cu marea, la ea se apleacă, ni se pare acolo că ar fi o poveste de dragoste, o dezmiardă, și soarele, prin grădin, cumva se uită spre pământ și vede o fată frumoasă, cu părul lung. Pe mine m-a trimis la Luceafărul, ce obțin imaginea. Și totuși mă gândeam că și sentimentul iubirii, aici cum este prezentată relația aceasta între soare, mare, este oarecum coborât în derizoriu. Nu numai imaginea regelui. Și apoi și fata care spune, mă iubește, nu mă iubește. Obiceiul acela al fetelor de a smulge petalele florilor. Și portretul tânărului, despre care se spune
scriitor la subprefectură, tânăr plin de speranțe, venit cu leu în gură. Da, aici foarte... Parcă în Caragiale. Asta, foarte caragialiană notația. Da, adică Venturi. Venturi adoptat, poate de aici s-a inspirat Caragiale. Eu mă gândeam ce, din nou, ce distanță între confruntarea, dacă vreți, din a doua variantă a poemului Peșanu, unde există această revoltă a demonului împotriva demiurgului și spune puternice, bătrâne, gigante, un pitic, căci tu nu ești în stare să nimicești nimic. E atâta frustrare în cele din urmă aici, încât mă întreb dacă sau cât de satisfăcut este să faci un portret atât de umanizat, aici în mitologicale, nu? E așa o distanță dintre demiurgul acela ce rămâne ascuns și tu te simți oarbă jucărie în mâinile lui și să-l portretizezi aici atât de caricatural, să-l vezi cum intră în noroi și se murdărește, cum nu-și poate trage cizmele, cum se aruncă și adoarme într-un pat. E, dacă vreți, o revanșă a omului, nu? În fața divinității. Eu, omul, pot să te portretizez pe tine astfel, pot să te caricaturizez, pot să te reduc la nesemnificativ și la omenesc în cele din urmă, într-un act artistic. Da. Ce mai avem? Avem, într-adevăr, acest mecanism care funcționează aproape în gol. De aceea, doamna Iuga avea dreptate. E ca și cum Eminescu s-ar întreba până unde pot să merg. Cât de mult funcționează acest mecanism retoric romantic și până unde. Mă gândesc chiar la aceste versuri la care, pe care nu poți să le iei de bune. Adică nu poți să te nu poți să le receptezi în maniera în care, de exemplu, receptam dimineața acea natură eternă, mitică, să spunem, rigidizată tocmai prin eternitatea ei. Când spune aici, florile toate ridică la el cochetele capuri, copilăroase și ochii lor plini de zadarnice lacrimi, pe grădin se mai uită, pe alei de vișin în floare și de cireș încărcat, de salcâm cu mirosul dulce. Dacă ar fi un Eminescu debutant care încă este excesiv de retoric, aș crede. Dar e un text scris în 1873. Deci, Eminescu a depășit, dacă vreți, vârsta acestor stângăcii, ce erau permise unui debutant. Și sentimentul este că funcționează în gol acest mecanism de poetizare. Nu? Parcă nu se simte ce nu se simte. Să vedem dacă poate voi simțiți că poate voi simțiți ce eu cred că nu este. Ca să o spun așa. Nu se simte distanța pe care o capeți odată cu vârsta și cu acumulările pumnilor pe care ți le dă viața, știi? Și atunci revii cumva la viziunea feerică din copilărie, ca să retrăiești măcar în mintea ta. Lucrul ăsta este foarte valabil pentru oameni care îmbătrânesc, dar Eminescu nu era bătrân, dar Eminescu trăise și scrisese foarte mult. Și probabil avea momente în care voia să se mai întoarcă, știi. Și asta era probabil o strofă de relaxare, știi, da. Sau de întoarcere în raiul acela. Dacă ai sentimentul, știi? Că scrie automat, că nu e pasiunea și credibilitate, că nu e pasiunea da, și credibilitate. Da, e bine zis credibilitate, nu mai e credibilitate deloc. Da. Serios, da. E, pare tot timpul artificiu, știi, da. Aici. Da, un artificiu, spuneam, pe care l-am scuzat dacă ar fi debutat. Da, nu? Da. Dar aici da. E așa, e ca și cum ai învățat rețeta și încep să... Da. Da, mi-amintesc, iertați-mă, nu vreau deloc să eu iau înaintea lui Eminescu acum sau să mă compar cu el, dar prima poezie am scris-o când aveam 12 ani în Sibiu.
Și tata cânta la vioară în dormitor, alături de bucătărie, și eu acolo învățam la istorie și aveam un maculator pe masă. Și dintr-o dată, absolut subit, mi-a venit să scriu. Era primăvară, băteau probabil zefirul, ciripeau păsărelele, așa cam. Și am scris o strofă, primul lucru pe care l-am scris ca poet, Chipurile, de care mi-am amintesc și acum, și puteți să râdeți să muriți, că asta m-a făcut să nu mai încep să scriu poezie decât când aveam vreo 30 de ani, adică am făcut o pauză imensă de la vârsta de 8 ani.